Nu ai pregătit un angajament public al candidaților la funcția de președinte. Unde sunt mai multe puncte, dar principalul punct o să vă dau 4. În calitate de candidați la funcția de președinte, promitem că președintele categoric nu va accepta aranjamente și coaliții politice cu partidele oligarhice controlate de Vlad Plahotniuc și nici orice alte colaborări cu Vlad Plahotniuc. Eu semnez acum față de dumneavoastră acest angajament. Angajamentul public față de toți cetățenii Republicii Moldova. Și fac un apel către oponenții mei politici să semnați acest angajament. Și în special pe Maia Sandu. Astăzi, la orele 13, sfiți în oficiu, noi să vă aducem acest angajament.